Astăzi am ajuns în cartea Apocalipsa exact la punctul culminant al acestei cărți, și anume capitolul 13. Este punctul în care se descrie cel mai clar identitatea lui Anticrist și ceea ce va face el împreună cu prorocul mincinos sub puterea satanei. De fapt, am intitulat această parte Trinitatea demonică, pentru că aici îl vedem pe diavolul, care a apărut în capitolul 12, deja vă amintiți că era balaurul acela roșu, dragonul roșu, care persecuta pe Israel. El a fost aruncat din cer pe pământ și s-au auzit aceste cuvinte: vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi plin de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Pentru că diavolul știe că din acel punct el mai are o vreme foarte redusă, și anume 3 ani și jumătate, el va căuta să își facă voia lui diabolică, să distrugă tot ceea ce înseamnă închinare la Dumnezeu, să-și așeze omul lui, și anume pe Anticrist, în poziția de Dumnezeu, practic, să pretindă închinare la acest om al fără de legii și prin el direct la diavolul, prin intermediul mijlocirii unui personaj religios pe care îl găsim sub numele de prorocul mincinos. Astăzi vom citi doar primele 10 versete, pentru că am împărțit acest capitol în 3 părți. Prima este dedicată imaginii acesteia lui Anticrist, prima parte a Trinității demonice. Deja am văzut pe diavolul în capitolul 12, șarpele cel vechi, balaurul și satana. Acum în capitolul 13 vedem ceva despre Anticrist până la versetul 10. De la versetele 11 la 15 avem prezentat acest personaj religios care completează Trinitatea demonică, și anume prorocul mincinos. Iar ultimele versete sunt dedicate sistemului economic mondial, care va fi marcat de prezența unui semn pe care va trebui să-l poarte orice om de pe fața pământului pentru a putea să aibă acces la sistemul acesta economic, la comerț și la tot ce înseamnă economie globală. Așadar, mai întâi vom citi astăzi primele 10 versete și vom discuta puțin despre profilul acesta al omului fără de legii, al lui Anticrist. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și-au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și-au început să se închine fiarei, zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Așadar, mergem să discutăm puțin despre acest om al fără de legii, despre Anticrist. Și vreau să spun încă de la început, cred că aceste cuvinte sunt destinate în mod special categoriei de oameni care va trece prin mijlocul necazului. Totuși, acest personaj malefic din vremea de pe urmă este foarte bine descris începând cu cartea Daniel. Avem mai multe imagini în Vechiul Testament. Domnul Iisus vorbește despre urăciunea pustirii. Pe urmă, apostolul Pavel îl denumește omul fără de legi, potrivnicul, cel care se înalță mai presus de orice înseamnă Dumnezeu și caută să aibă închinare, să obțină închinare. Și în final, cartea Apocalipsa îl prezintă și mai detaliat. Însă, vreau să repet acest lucru,
Noi trebuie să-L privim pe Domnul Iisus. Noi, cei care suntem mireasa Domnului, trebuie să căutăm fața Lui în fiecare zi, să ne apropiem de El, să fim transformați în aceeași imagine cu a Lui, să fim tot mai asemănători cu Domnul nostru. Nu este treaba noastră să punem foarte mult accent pe personajul acesta diabolic, pe anticrist, însă, pentru că suntem în cartea Apocalipsa, pentru că am ajuns la acest capitol, am să caut să prezint detaliat fiecare aspect al acestui personaj, pentru ca foarte posibil lucrul acesta să servească celor din viitor. Nu știu în ce formă vor ajunge astfel de înregistrări și astfel de studii biblice din Apocalipsa în vremea de atunci, însă Dumnezeu întotdeauna are o formă și este bine ca această cunoștință despre vremea din urmă să crească, așa cum spunea prorocul Daniel. În vremea din urmă, cunoștința va crește. Nu se referă la știința mondială, globală, ci se referă la cunoștința cu privire la evenimentele finale. De aceea căutăm și noi să extragem din Biblie toate lucrurile care ne sunt descoperite. Poate nu vom reuși să facem o prezentare totală, completă, însă căutăm să scoatem tot ce este spus despre acest om. În primul rând, numele lui, cuvântul este format din doi termeni, anti, care înseamnă pseudo sau opus. Această particulă, acest prefix sau prefixoid, îi spuneam noi, are două semnificații. Poate să însemne și anti, adică opus, dar poate să însemne și pseudo, un fals, un alt fel. Iar a doua parte, bineînțeles, este derivată de la cuvântul Hristos, care înseamnă cel uns sau Mesia lui Israel, cel uns în limba greacă. Așadar, este un fals Mesia. Nu neapărat doar în contra lui Hristos, este în contra lui, dar în același timp este și un fals Mesia. Ambele variante sunt aplicabile, ambele sensuri se potrivesc, deci va fi un alt fel de Mesia. Un opus al lui Mesia, dar unul care va căuta să imite lucrarea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, această lucrare diabolică de imitație o vedem încă de la început din cartea Exod, de exemplu, când vrăjitorii din Egipt căutau să imite lucrarea lui Dumnezeu. Tot așa se va întâmpla și aici. Prorocul mincinos va căuta să imite lucrarea lui Dumnezeu și, bineînțeles, acest om se va da nimic mai puțin decât drept Fiul lui Dumnezeu. El va pretinde că este Fiul lui Dumnezeu și, prin urmare, este Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus, de fapt, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și are dreptul de a primi închinare, îi datorăm închinare la fel ca și Tatălui, trebuie să ne închinăm și Fiului, așa va pretinde și acest fals Hristos închinare. Pe ce temei va putea el să ceară închinare? Tocmai pe acesta. Se va da drept divin, se va considera Dumnezeu întrupat și de aceea denumirea lui în Biblie este aceasta antichrist, adică opusul lui Hristos sau un fals Hristos, un altfel de Hristos. El este menționat în cartea Apocalipsa, așa cum am văzut încă de la capitolul 6. Vă amintiți la ruperea primei peceți, cum începe necazul? Începe cu ruperea primei peceți. La prima pecete cine apare? Un personaj pe un cal alb care seamănă cu Nimrod, cu ceritorul, care pornește biruitor și ca să biruiască. Așa cum este scris în versetul 2, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. De ce începe astfel necazul? De ce începe partea aceasta a lucrurilor care vor fi după ele? Pentru că lucrurile care sunt, care erau în vremea lui Ioan, se refereau la epoca bisericii. Iată, vremea necazului începe cu apariția lui Anticrist. De ce? Pentru că, așa cum am citit în cartea Daniel, versetul de referință pentru necazul cel mare este în capitolul 9, versetul 27. El va încheia un legământ trainic cu mulți pentru timp de o săptămână, adică de 7 ani. Nu poate să înceapă necazul până nu apare Anticrist. Și nu va începe necazul până ce omul acesta al fără de legii, liderul acesta politic, nu va garanta un tratat de pace între Israel și multe popoare. Așadar, toate aceste fabulații că am fi la nu știu a câta pecete sau că am fi în Apocalipsa capitolul 9, astăzi toate numai fabulații, pentru că, dragii mei, n-a început necazul. Necazul va începe după plecarea bisericii, va începe cu apariția acestui om care călărește pe un cal alb, care va veni în numele păcii și va face primul lucru un tratat de pace.
Unde? În zona cea mai conflictuală. Care este zona aceasta cu potențialul cel mai mare de a declanșa un al treilea război mondial? Zona Orientului Mijlociu. Ei bine, de mai bine de 70 de ani se încearcă obținerea păcii de când Israel a revenit în Țara Sfântă. De la 1948 s-a încercat obținerea păcii în Orientul Mijlociu, nu s-a obținut, au fost războaie practic fără încetare, necurmate. Acest om al fără de legii va reuși să garanteze pacea și cei care nu vor intra în acest tratat de pace, el va porni biruitor ca să biruiască, îi va obliga practic prin forță. Revin la acest simbol al păcii, calul alb. Este un simbol al păcii. A fost un președinte american care la întronarea lui și-a simbolizat mandatul printr-un cal mare alb cu ochii roșii. Interesant că simbolistica aceasta deja există, însă n-a apărut personajul. Când va apărea, cu siguranță va fi foarte ușor de identificat. De aceea îi se face profilul, pentru ca nimeni să nu se înșele. Va fi foarte, foarte ușor să-ți dai seama cine este Anticrist. Măcar că el este înșelătorul, totuși îi se potrivește foarte bine descrierea din Apocalipsa și din Cartea Daniel. Pentru că aici este scris despre faptul că el, prin intermediul păcii, va căuta să-i distrugă, de fapt, pe mulți. Are pretextul acesta că face pace, dar el duce la pierzare acele națiuni, îi duce la închinarea aceasta demonică și îi include în sistemul lui politic global. Așa cum citim în Daniel, capitolul 8, versetul 25, din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngânfa. Și mă opresc aici puțin și observați, spune că va avea succes din pricina propășirii lui, adică a creșterii lui în importanță, izbândirii vicleniilor lui, va reuși, va avea succes în toate stratagemele lui politice. Consecința este că inima i se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți. Și aici traducerea este destul de inexactă. Dau și traducerea literală, care există și în variantele din limba engleză. Exact textul acesta sună așa. Prin intermediul păcii îi va distruge pe mulți. Prin intermediul păcii îi va duce la pierzare pe mulți. Și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Aici este dată, practic, domnia lui. Se va ridica, va avea succes la început, va face un tratat de pace, îi va duce în acest tratat de pace pe mulți prin înșelare. La mijlocul necazului se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar la sfârșitul celor 7 ani va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și de asta spun că e important să știm bine Cartea Daniel ca să înțelegem Apocalipsa. Vă aduceți aminte de visul lui Nebucadnețar, care văzuse practic o imagine, un idol foarte mare, cu diferite părți și vom reveni la acest vis al împăratului din Babilon. Iar ultima parte din istorie era reprezentată de tălpile picioarelor, parte de fier și parte de lut. Vă amintiți asta, nu? Și cum se termina toată istoria? O piatră desprinsă fără nicio putere omenească, fără ajutorul vreunei mâini omenești, a venit din cer, a zdrobit picioarele și ea s-a făcut un munte mare care a acoperit tot pământul. Este imaginea venirii Domnului care distruge împărăția lui Anticrist și el însuși ocupă întreg pământul. Vestea bună, dragii mei, că așa se va sfârși istoria. Sfârșitul este așa, este foarte frumos. Întreg pământul va fi acoperit de împărăția lui Dumnezeu și va fi plin de slava lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr. Fundul mării este cam la 11 km în groapa Marianelor, dacă nu mă înșel. Închipuiți-vă 11 km de apă deasupra, ce greutate, ce presiune se exercită acolo pe fundul oceanului. La fel de mult va fi pe pământul acesta slava lui Dumnezeu, o greutate veșnică de slavă pe pământul acesta, Domnul a spus, și așa se va întâmpla. Însă, înainte să fie mai bine, va fi mai rău. Pământul acesta va trece, omenirea aceasta va trece printr-o perioadă de 7 ani, dintre care ultimii 3 ani și jumătate vor fi absolut dramatici. Vor fi cei mai negri ani, cea mai neagră perioadă din toată istoria umanității. Nimic nu se compară cu ce se va trăi în această a doua jumătate.
Deși vă amintiți că în studiul pe care l-am făcut până aici, am văzut că și în prima parte, în prima jumătate, practic mor jumătate din locuitorii planetei. Are loc al treilea război mondial, deci nu e ușor nici în prima jumătate, însă în a doua este mult mai greu, este mult mai dificil, pentru că diavolul este plin de mânia aceasta și va căuta să își facă toată lucrarea, fiindcă știe că vremea îi se sfârșește. De altă parte, judecata lui Dumnezeu se revarsă din cer în mod complet, nu mai este peste un sfert sau peste o treime, ci este în mod complet la șirul potirelor. De aceea, acest om al fără de legii se va ridica împotriva Domnului Domnilor, va pretinde închinare și am să citesc și versetul din Daniel 9:27. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Dragii mei, aici suntem chiar la jumătatea versetului. În Apocalipsa, capitolul 13, suntem la jumătatea acestei săptămâni. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Asta presupune că va fi un templu fizic. Nu poți să spiritualizezi aici. Este o jertfă necurmată care se aducea la templu și se va aduce din nou în Israel. Este arderea de tot necurmată. Tot timpul pe altarul de aramă era o ardere necurmată, se ardea o jertfă, era un holocaust, arderea de tot. De aici și termenul de holocaust, care a căpătat valoarea aceasta foarte dramatică prin uciderea evreilor. Era vorba de o ardere de tot necurmată și darul de mâncare corespunzător, de asemenea, se aduceau pe altar. El va face să înceteze lucrurile acestea, la fel cum a făcut Antiochus Epifanes, vă aduceți aminte, am vorbit în vremea lui Daniel, și el va face la fel, va face să se oprească închinarea la Dumnezeul adevărat, se va așeza el însuși în templul lui Dumnezeu, se va proclama Dumnezeu și va pretinde închinare. Aceasta privind în ansamblu rolul lui în cei 7 ani, acum vom lua în detaliu, așa cum am văzut în textul citit, și am să încep de la versetul 1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Ce vrea să spun acest text? La ce se referă? Iarăși spun, este o imagine simbolică. Nu trebuie să ne-l imaginăm că la propriu va semăna cu un leopard, va avea niște picioare ca de urs și o gură ca de leu. Pur și simplu, acestea sunt imagini simbolice și arată că el moștenește caracterul pe care l-au avut împărățiile precedente, imperiile precedente din Cartea Daniel, și anume cele prezentate în capitolul 7 din Cartea Daniel. Iar spun, dacă nu aveți timp să luați tot studiul de la Daniel, luați măcar capitolul 2 și capitolele de la 7 până la 11 ca să actualizați. Cine nu și-a făcut bine temele în Cartea Daniel, nu înțelege în întregime Apocalipsa. În Cartea Daniel, în capitolul 7, de la versetul 2 până la 8, avem aceste imperii din care Anticristul moștenește câte ceva. De exemplu, spune aici că avea o gură ca de leu. Cine era leul cu aripi de vulturi? Vă amintiți? Primul imperiu, și anume Babilonul, era prezentat și sub forma aceasta. În statuia pe care a visat-o Nebucadnețar era capul de aur. Aici era, în capitolul 7, în vedenia lui Daniel, leul cu aripi de vulturi. Babilonul. Ce moștenește de aici Anticristul? Stăpânire, autoritate și extindere rapidă. Pentru că leul este regele animalelor, asta înseamnă că el simbolizează stăpânirea absolută, iar faptul că avea aripi de vulturi arată că el își extinde repede influența și autoritatea. În al doilea rând spune că avea labe ca de urs și aceasta trimite la Medo-Persia. Vă aduceți aminte că era ursul din vedenia lui Daniel, reprezentând Imperiul Medo-Persan. Și de aici va avea Anticristul moștenită forța brută. Ursul este un animal foarte puternic, forță brută și cruzime în același timp, pentru că ursul acesta mânca carne, era carnivor în vedenia din Cartea Daniel. De asemenea, spune că semăna cu un leopard. Leopardul sau pardosul era Grecia, imperiul condus de Alexandru Macedon,
care s-a remarcat prin agilitate, prin ferocitate și rapiditate în cuceriri. Foarte repede a cucerit, era foarte feroce, foarte agil și l-a asemănat Domnul cu un leopard. Și Anticristul, spune, fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea toate aceste caracteristici. Stăpânirea Babilonului, extinderea rapidă acestuia, forța Medo-Persiei și rapiditatea în cuceriri a Greciei. Iar la urmă avem această imagine cu 10 coarne, unei fiare cu 10 coarne. La ce trimite acest simbol? La Imperiul Roman. Putem să aflăm din Cartea Daniel, din capitolul 7, versetul 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Observați, este fiara cea mai grozavă, cea mai feroce din toată vedenia, cea mai îngrozitoare. Nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. A văzut-o Daniel și aici o vede Ioan. Este vorba de Anticrist, de omul fără de legii, care este simbolizat în forma aceasta unei fiare cu 10 coarne. La ce trimite această fiară? La ce trimite această imagine cu cele 10 degete? La refacerea unui singur imperiu, care este acest imperiu cel mai feroce și cel mai grozav, de înspăimântător și de puternic, Imperiul Roman, bineînțeles. Acest om al fără de legii, spre deosebire de adevăratul Mesia, adică Domnul Iisus, care, vă amintiți că a respins oferta diavolului când diavolul i-a pus înainte stăpânirea acestei lumi și a spus: toate aceste lucruri îmi sunt date mie și le dau cui voiesc, dacă te închini înaintea mea, ți le dau ție. Domnul i-a răspuns: numai lui Dumnezeu să te închini și numai lui să-i slujești, pleacă dinaintea mea satanul. Și într-adevăr Domnul a respins, a făcut față acestei ispite. Ei bine, acest om al fără de legii care vine să limite pe Domnul, el va accepta oferta diavolului. De ce? Pentru că este scris aici în versetul 2, în a doua parte: balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Se produce actul acesta în ordine inversă. Ceea ce a respins Domnul în timpul vieții lui, primește Anticristul în perioada aceasta de la jumătatea necazului înainte. Observați că în prima jumătate el cucerește, dar în a doua jumătate reușește să stăpânească. I s-a dat puterea lui. Cine i-a dat puterea? Balaurul, adică diavolul, le primește din mâna celui rău. Bineînțeles că Dumnezeu îngăduie, dar el le ia din mâna celui rău, care este denumit în Scriptură stăpânitorul lumii acesteia. Domnul l-a numit așa: iată, vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Omul fără de lege, Anticristul, primește puterea scaunului de domnie și o stăpânire mare la mijlocul necazului. Fiarei acesteia cu 10 coarne, revenind la imaginea din primele două versete, din acest capitol 13, acestei fiare care are 10 coarne îi corespunde cea de-a patra împărăție. De fapt este a cincea, pentru că este refacerea celei de-a patra. A patra avea două picioare de fier, iar imperiul acesta se reface sub forma tălpilor, care erau parte de lut și parte de fier. În Cartea Daniel, capitolul 2, de la versetul 36 înainte, avem această vedenie. Această imagine din capitolul 2 din Daniel, de asemenea, cuprinde împărățiile pe care deja le-am menționat: Babilonul, capul de aur, doar le recapitulez, Medo-Persia, pieptul și brațele de argint, de asemenea este simbolizată sub forma unui urs, Grecia, pântecele și coapsele de aramă, împărăție simbolizată sub forma unui leopard, și la final, adică în vremea noastră, fiara cu 10 coarne. Aceasta ne interesează pe noi. Ea are ceva elemente din celelalte imperii, dar este în vremea din urmă. Fiara aceasta cu 10 coarne, fără niciun fel de dubiu, a fost Imperiul Roman, iar tălpile acestea amestecate din lut și din fier reprezintă o încercare de refacere a Imperiului Roman. Și, dragii mei, să știți, de la căderea Imperiului Roman până astăzi s-a tot încercat refacerea lui. De aceea am să mă opresc puțin și am să vorbesc despre această împărăție, despre acest imperiu, cel roman, care va fi prezent până la venirea pietrei ce-l va distruge. Și aici am să citesc din Daniel, capitolul 2, versetele 44 și 45. Dar în vremea acestor împărați,
Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Toate celelalte imperii au fost cucerite, dar această împărăție a Domnului, ea este veșnică. Ea va sfârma și va nimici toate cele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Care este forma în care se va prezenta acest ultim imperiu? Este, fără îndoială, o încercare de refacere a vechiului imperiu roman. Pe teritoriul pe care el a funcționat, pe care el s-a extins, în general nu putem spune că este ad literam, că granițele vor fi aceleași, dar de aici începe totul. Și noi trăim, am făcut parte din acest imperiu, cel puțin zona de sud și de vest, mai puțin Moldova. Aceasta este extinderea lui geografică și aș vrea să vorbesc puțin despre aceste încercări care s-au făcut de a reface Imperiul Roman în cei 2000 de ani care au trecut de la Domnul Iisus. Mai întâi este de spus că perioada de glorie, perioada de apogeu, cea mai înaltă a Imperiului Roman, a fost atinsă exact în vremea când Domnul Iisus s-a întrupat pe acest pământ. Atunci a fost perioada cea mai glorioasă acestui imperiu, din punct de vedere pământesc, bineînțeles, în epoca unui împărat care s-a numit Cezar Augustus, pe care îl găsim și în capitolul 2 din Luca, atunci când se vorbește despre nașterea Domnului Iisus. Acest împărat a domnit 45 de ani și de aceea a putut să ducă la capăt reforme și să întărească imperiul. Dumnezeu a avut un scop și pentru acest imperiu pentru care l-a îngăduit, măcar că în adâncul lui era diabolic, dar Dumnezeu a folosit și răul acesta spre bine, pentru că Imperiul Roman s-a extins și a construit căi de acces în toată lumea civilizată pe care le-au folosit apostolii, în special apostolul Pavel, dar și Petru și ceilalți, pentru a vesti Evanghelia. S-a instituit această pace romană, Pax Romana, și așa s-a vestit Evanghelia în tot Imperiul. Altfel ar fi fost foarte dificil. Acest imperiu a dăinuit până la anul 476, a fost împărțit în două în vremea lui Constantin cel Mare, cel care a legalizat creștinismul, a recunoscut creștinismul în anul 314. Acest imperiu, repet, a fost distrus, cel de apus în partea lui vestică, în anul 476 a fost cucerit de barbari, în timp ce partea estică, partea de răsărit cu capitala la Constantinopol, adică orașul lui Constantin, astăzi Istanbul, acest imperiu de răsărit a durat încă 1000 de ani, până la 1453. Din 1453, când partea estică, partea răsăriteană, a căzut sub dominația islamică, n-a mai fost Imperiul Roman. Așa am putea spune. Dar, de fapt, au fost încercări repetate de a se reface și am vorbit despre Carol cel Mare la anul 800, după aceea a fost un rege Otto. Și în cele din urmă s-a făcut această încercare care a primit denumirea Sfântul Imperiu Roman de limbă germanică. În toată perioada Evului Mediu a existat un imperiu roman, dar era de limbă germană și se numea Sfânt pentru că avea două conduceri. Una politică în persoana împăratului, imperatorul, și cealaltă conducere era religioasă în persoana papei. De aceea avem aici denumirea de primul Reich, de exemplu. Reich, cuvântul Reich înseamnă împărăție, foarte simplu, sau imperiu. Primul Reich sau primul imperiu de limbă germană, Sfânt Imperiu Roman de limbă germană, a fost din anul 962 și a durat până la 1806, când a fost cucerit de Napoleon. Și aici avem toți împărații aceștia, o parte au domnit în Viena, este mult de discutat despre acest imperiu. Noi am avut ca țară multe contacte, de fapt principatele române au avut multe contacte, iar Transilvania a fost parte din acest imperiu. Al doilea Reich a început în anul 1871 și a căzut în 1918, după primul război mondial, când germanii iarăși s-au ridicat și au vrut să facă o împărăție peste toată Europa în timpul primului război mondial. Nu s-a reușit nici atunci și a căzut acest al doilea Reich. Și avem cel de-al treilea Reich sau cea de-a treia împărăție romană. Observați, era vorba de o împărăție romană, de refacere Imperiului Roman. Ce a vrut acest nebun total în persoana lui Hitler?
să refacă un imperiu care să aducă pacea timp de 1000 de ani. Așa se exprima el. El s-a crezut împărat roman. Legiunile lui, armatele lui când defilau în Nuremberg aveau standarde romane, aveau steaguri romane, se credeau legiunile de fier ale Romei. Nu era la întâmplare. Dacă te duci în Nuremberg, vezi acolo o clădire unde își ținea el congresele și este în forma Coloseumului din Roma. Nu este întâmplător. Plus altarul pe care îl are sub forma altarului din Pergam, erau încercările diavolului prin acești oameni de a reface acest imperiu, de a împlini profeția. Profeția de la sfârșitul vremurilor, bineînțeles că aceasta nu s-a împlinit. Dumnezeu poate să stabilească ora, ziua și timpul când va începe această împărăție. Observați fiara, fiara care se ridică din adânc, era aici doar prefigurată. Aceste încercări au fost sortite eșecului, dar aceasta e istoria noastră. Istoria Europei este istoria încercărilor de a se reface Imperiul Roman. De ce? Pentru că a vrut cel rău în tot timpul acesta să își refacă împărăția. Și observați ce instrumente de teroare a avut. Dacă vă uitați ce a avut conducerea politică, ce au avut hitleriștii, ce nebunie au declanșat, mai ales împotriva evreilor, dar și împotriva creștinilor adevărați. Interesant că aveau și un semn. Era acea svastică și cine purta semnul își arăta loialitatea. Putea să-l poarte pe frunte pe o bonetă, pe o cască militară sau pe mâna dreaptă cu care îl salutau pe Hitler sub forma unui salut militar roman, preluat de la legiunile romane. Totul se lega. Numai că n-a fost el anticristul. De ce? Pentru că încă nu sosise vremea. Israel nu era încă în țara promisă, însă se potrivește profilul lui în totul cu cel al lui anticrist, inclusiv în partea aceasta că în a doua jumătate, încă de la început i-a persecutat pe evrei, dar în a doua jumătate a căutat să-i extermine. Soluția finală a fost în a doua jumătate a mandatului lui, de la 1941 înainte. Până atunci doar îi băga în ghetouri, îi forța la muncă, bineînțeles că mulți mureau, dar la jumătate domniei lui a vrut să termine total. Exact aceasta face și anticristul în vremea din urmă. Profeția este scrisă, se împlinește, deja avem imagini și simboluri, iar istoria despre asta vorbește. Este foarte ușor să o identifici. Revin la această parte cu Imperiul Roman, care avea două laturi de conducere ce trebuiau să se susțină reciproc, și anume partea politică în persoana împăratului sau imperatorului și partea religioasă, foarte puternică. Uneori partea religioasă era mai puternică decât cealaltă pentru că papii ajungeau să pună împărații. Dacă nu îl recunoștea papa pe un împărat sau dacă îl declara apostat, nu mai putea împăratul să domnească. De aceea papa ajunsese să fie, uneori a fost mai puternic decât împăratul. Alteori au fost dispute în papalitate și instituția a fost mai slăbită, dar avea două părți, două laturi ale conducerii, cea politică și cea religioasă. La fel va fi și în vremea din urmă. La fel cultul acesta al personalității, cum se plecau înaintea lui Hitler, când se făceau întâlnirile acelea la Nuremberg și în alte părți unde el își ținea discursurile, oamenii aveau întruniri de formă religioasă, se cântau imnuri în cinstea lui Hitler, se plecau în fața lui, îi ascultau discursurile, era ceva pur și simplu diabolic și oamenii inteligenți, totuși oamenii din Germania, nu sunt niște barbari inculți, s-au lăsat duși în această înșelare cu milioanele. La fel va fi și cu acest om. Noi acum vorbim în termenii aceștia. În vremea de atunci nu puteai să zici nimic de rău dacă ai fost în România. Să zici ceva de rău de Hitler însemna ca siguranța statului care funcționa atunci imediat să te aresteze și să fii închis sau să fii chiar omorât. Nu puteai să spui nimic de rău împotriva lui, cum și noi mai târziu am experimentat cu dictatorul nostru mult mai micuț, Ceaușescu. Aceasta este încercarea diavolului de a reface acest imperiu roman. Dragii mei, el se va reface și este de ajuns să ne uităm în jurul nostru și să vedem cum se reface. Nu pe cale militară, ci pe cale economică și politică. În așa fel încât deciziile se vor lua dintr-un singur punct, rămâne doar ca el să se organizeze într-o formă în care să aibă o conducere unică. Statele să-și cedeze suveranitatea și să formeze parte din Statele Unite ale acestui imperiu, care va avea, bineînțeles, sediul în Europa.
și în fruntea căruia se va ridica acest om al fără de legi. Nu e niciun dubiu, nu va apărea din Turcia, nu va apărea din Arabia Saudită. Anticristul este liderul acestui imperiu și de aici își va extinde puterea la nivel mondial. De ce? Pentru că undeva pe parcurs în viitor, Statele Unite vor dispărea din scenă, nu știu ce cataclism li se va întâmpla, dar nu apar în profeție. De altă parte, Rusia va avea de suferit o înfrângere dramatică în războiul condus de Gog din Ezechiel 38 și 39. China, de asemenea, va fi înfrântă, așa cum am văzut, și rămâne o singură superputere. Care este aceea? Cea de pe continentul nostru. Aceasta e puterea care își va extinde influența și liderul ei va putea să garanteze pacea în Orientul Mijlociu, fiindcă nu va mai fi nicio altă putere mondială. Veți vedea asta în cursul vremurilor, dacă nu vine Domnul mai devreme să ne ia, dacă nu vom vedea cum acest imperiu se va ridica, în timp ce forța celorlalte va slăbi tot mai mult. Acestea fiind spuse, mergem spre detaliile legate de persoana lui Anticrist și am să vorbesc despre 6 nume care sunt date în Biblie pentru acest personaj. Primul este fiara care se ridică din mare. Și aceasta înseamnă trimite la caracterul feroce, bestial, diabolic, plus la originea sa posibilă dintre neamuri. Imaginea aceasta a mării, nu că se ridică din mediul acvatic, este o imagine simbolică și de multe ori a fost asemănată cu națiunile lumii. În timp ce pământul se referă la Israel, aceasta este o imagine a națiunilor lumii. Fiara se ridică dintre neamuri și interesant că trebuie în același timp să fie și din poporul evreu, pentru că evreii nu pot să primească un Mesia care să nu fie evreu. Și aici este o dilemă care își va avea soluția la vremea potrivită. Personal, cred că este posibil să fie un evreu din diaspora, să fie în același timp și evreu și dintre națiunile lumii, ca să poată conduce Imperiul Roman, trebuie să fie născut în diaspora și să se ridice la putere, dar poate să aibă origini evrești. Sunt foarte mulți lideri politici în diferite părți ale lumii care au origini evrești și probabil că așa va fi cazul și acestui om al fără de legii. Și acesta este al doilea nume, omul fără de legii, din a doua Tesaloniceni, capitolul 2, caracter păcătos prin excelență, dar acceptabil după standardele zilelor noastre. El are un caracter total păcătos, dar este acceptat de oameni pentru că Scriptura îl numește omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau este vrednic de închinare. Măcar că este păcătos, oamenii de astăzi numesc binele rău și răul bine, va fi un om la modă, un om cu foarte multă acceptare în mijlocul maselor, se va potrivi chipului veacului acestuia. Al treilea nume este cel de fiul pierzării, ceea ce înseamnă că va duce la pierzare pe cei care îl vor urma și aici pe pământ vor fi distruși în timpul războaielor care vor urma și a mâniei lui Dumnezeu, dar de asemenea și la pierzarea veșnică, acolo unde va merge și el. Diavolul nu are ce să ofere oamenilor, le oferă acum împărății, le oferă dominație, stăpânire, ei conduc, mulți conduc prin apartenența la astfel de organizații, mai mult sau mai puțin ascunse, secrete, dar atât are să le ofere. După aceea, locul lui de pedeapsă este tot ce are în veșnicie și acolo vor merge toți cei care îl urmează. De aceea este fiul pierzării și anticristul ca și cel rău. În al patrulea rând este numit potrivnicul, pentru că se va împotrivi oricui va îndrăzni să se închine adevăratului Dumnezeu. Se va împotrivi lui Dumnezeu, se va împotrivi mai ales Domnului Iisus Hristos. Pentru că ideea de Dumnezeu va exista, dar va avea așa o denumire cumva acceptabilă pentru toată lumea. Un Dumnezeu ca o formă superioară de inteligență va căuta să dilueze ideea de Dumnezeu, dar mai ales va fi împotriva Domnului Iisus Hristos. Nu va accepta ideea aceasta că Iisus Hristos este Domnul, că este Mesia, sub nicio formă. De aceea va fi potrivnicul. Al cincilea nume este cel de nelegiuit, acel nelegiuit. Și încă o dată se referă la faptul că va încuraja păcatele de orice fel. Va da libertate completă pentru orice nelegiuire. Va dobori orice standard moral și orice lege sfântă pe care a inițiat-o Dumnezeu sau pe care au luat-o oamenii inspirându-se din cuvântul lui Dumnezeu. Și observați că toate valorile acestea, denumite astăzi tradiționale sau conservatoare, sunt călcate în picioare. Deja sunt date la pământ și vin valori neo
liberale, neo-marxiste și așa mai departe, este acest curent de libertate completă, de toleranță completă, dar de distrugere a oricărui standard moral. Fiecare om poate să facă ce vrea și să trăiască cum vrea, nimeni nu trebuie să-l judece. Toate vor fi acceptate pentru că el este acel nelegiuit. În perioada aceasta el va impune libertate totală de a păcătui. Gândiți-vă, spunea cineva, când starea este pe pământ, adică biserica, și încă mai împiedică putreziciunea, adică păcatul, să se extindă, totuși vedem atât de mult că se extinde păcatul, închipuiți-vă ce va fi când sarea va fi luată. Cum se va extinde putrezirea? Iată, în vremea acestui nelegiuit va fi doborât orice standard moral și orice lege sfântă. Al șaselea nume este cornul cel mic din vedenia lui Daniel. Dintre aceste 10 coarne, spune în capitolul 7, versetul 8, m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne. Coarnele acestea înseamnă lideri, lideri politici. Acești 10 lideri, din mijlocul lor va ieși acesta, care este la început un conducător aparent mic, este cornul mic. Crește în importanță, înlătură 3 deodată, îi scoate de pe scenă, nu știu dacă îi și ucide sau doar îi scoate din punct de vedere politic, după aceea el va ajunge cornul cel mare. Observați, din cornul cel mic, 3 sunt dați la o parte, el crește mai mare decât toate celelalte și ocupă tronul de domnie al întregului pământ. Așadar, acestea sunt numele date în Scriptură. Să privim puțin și la caracterul și acțiunile lui Anticrist, doar pe scurt. Spune aici că va fi blasfemiator și batjocoritor timp de 3 ani și jumătate. Versetele 5 și 6 din acest capitol 13 pe care l-am citit. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Va huli numele lui Dumnezeu, va huli numele Domnului Iisus Hristos, va spune lucruri mari și hule împotriva lui Dumnezeu. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și fraților, atenție mare, cine sunt cei care locuiesc în cer? Biserica Domnului. Va huli și biserica, numai că biserica nu va mai fi aici, biserica va fi în cer. Vor fi oameni care se vor întoarce în prima jumătate a necazului pe pământ, sfinții din timpul necazului, dar pe aceștia nu-i numește biserică Apocalipsa, ca să se facă bine distinția, să se vadă că sunt două categorii diferite. Acest om al fără de legii îl va huli pe Dumnezeu și îi va huli și pe cei care locuiesc în cer. Are ură pe biserică, diavolul, și ura lui nu se stinge nici măcar în momentul în care biserica se duce înaintea lui Dumnezeu în slavă. Zice că va huli numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Așa cum este scris și în cartea Daniel, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Se împlinește profeția din Daniel. Va fi conducătorul politic al unui guvern mondial, alcătuit din 10 lideri. Observați că nu deodată se unesc toate regiunile lumii și conduce unul. Se unesc toate regiunile și conduc 10. Numai că din acești 10 dispar 3 și acest 1 crește mai mult decât toți ceilalți. Așa cum este scris tot în cartea Apocalipsa, în capitolul 17, versetul 12, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Un ceas nu înseamnă neapărat o oră, ci o vreme bine definită. Vor primi împărăție 10 conducători, dar din acești 10, acesta este cel mai important, 3 va înlătura și el se va impune peste ceilalți. Pe aceștia 3, probabil că îi va înlătura pentru că nu se va înțelege în totul, va avea o poziție. La un moment dat știți că și Hitler a avut o poziție din rândul naziștilor și au fost mai multe încercări de atentat din partea generalilor lui pentru că l-au văzut că a depășit orice limită și atunci probabil că și aceștia 3 îl vor vedea cât de departe a ajuns cu paranoia lui și îi se vor opune. De aceea îi va înlătura. 3 dintr-o dată îi dă la o parte. Așa cum scrie și în cartea Daniel, capitolul 7, versetul 24, după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. Îi doboară, e de la o parte. Va fi recunoscut drept lider și de către Israel, cum a zis Domnul Iisus, am venit eu în numele Tatălui și nu m-ați primit, va veni altul în numele lui, pe acela, da, îl veți primi. Deci poporul Israel, în prima parte, îl va accepta pe acest lider ca salvator, ca acela care aduce pacea pentru ei. Ce-și doresc evreii cel mai mult astăzi în țara lor? Pace.
De aceea și simbolul lor, steagul lor cu alb și albastru, simbolul păcii, cu toate acestea nu au pace și nu vor avea până când nu va veni acest om al fără de legii, care înșală prin intermediul păcii. Dar la jumătatea săptămânii, am citit, se va întoarce împotriva lor și atunci va intra în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Va folosi aparența păcii pentru a-și ascunde planurile reale, și anume dominația mondială, o singură lume unită sub conducerea unui singur lider suprem care vrea binele tuturor. De ce să nu-l apreciezi? De ce să nu îl iubești pe acest conducător iubit? Vă aduceți aminte cum se spunea de Ceaușescu? Cei care sunteți mai în vârstă. Conducătorul nostru iubit. Dar de ce e așa de iubit? Păi uite ce bine o ducem noi în țară. Avem tractoare, avem ferme cu vite, avem agricultură, avem industrie și în parte aveau dreptate că România avea ceea ce acum de-abia încearcă să refacă. Până astăzi nu s-au refăcut lucrurile care au fost atunci. Dar cu ce preț? O anumită prosperitate economică în schimbul unei dictaturi absolute. La fel va fi și în vremea lui Anticrist. Oamenii, unii îl vor iubi din sinceritate, cum și conducătorii comuniști îl iubeau pe Ceaușescu pentru că le dăduse multe răsplătiri și îi făcuse oameni mari. La fel va fi și în vremea acestuia. De asemenea, va avea o aparență de superioritate față de ceilalți. Este mândru, este arogant și se va arăta lucrul acesta. Avea ochi, spune în cartea Daniel, o gură care vorbea cu trufie, adică în mod arogant. Și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. El este ceva mai deosebit. El se va evidenția, se va deosebi de ceilalți foarte clar, foarte net. Își vor da seama toți oamenii că el este special. De ce? Pentru că are toată puterea și autoritatea dată de către Satana. Dar în același timp spune că va fi fără rușine și viclean. El nu are rușine de niciun păcat și în același timp este foarte bun strateg să facă lucrurile, să meargă în favoarea lui, deși în aparență vrea binele tuturor, de fapt vrea binele propriu. Va fi un politician care se va crede Dumnezeu pe pământ și care va pretinde închinare, iar aici închinare poate să însemne în primul rând supunere înainte de a se pretinde Dumnezeu, sau ceea ce fac toți dictatorii ce au făcut în istorie, și anume cultul personalității. Știți ce înseamnă cultul personalității? Când se pune în fiecare sală de clasă un tablou. Eram la școală și aveam tabloul pe perete, cum sunt icoanele la biserica tradițională. Ei bine, aici era vorba de o altă formă de idolatrie. Era conducătorul în fiecare sală, era în fiecare instituție publică. Asta n-a fost doar la noi în țară, ci mult mai mult în Rusia. Îl aveau pe Lenin peste tot, l-au avut pe Stalin pe urmă. În China l-au avut pe Mao și tot așa toți liderii. În Coreea de Nord s-a ajuns la apogeu. Oamenii erau siliți să plângă când a murit dictatorul lor și se stăbdeau să plângă pentru că dacă nu-i băgau în pușcărie. Care n-a plâns la pușcărie cu el, nu l-a iubit pe conducător. Și i-au făcut niște statui mari și lui Kim Il-sung și fiului, probabil că o să-i facă și lui Kim Jong-un. Și o să fie, toată lumea trebuie să vină în fața statuilor și să se plece. La propriu, fraților, asta se întâmplă astăzi. Nu e de domeniul science fiction, se întâmplă și ei experimentează. De ce nu s-a atins nimeni de Coreea de Nord? De ce le-au permis până la urmă să aibă arme nucleare? Acum se discută să nu aibă arme nucleare Iranul. Dar de ce au permis Coreei de Nord? Și, bineînțeles, Coreea de Nord este de neatins. Nimeni nu se poate atinge că iau arme nucleare, amenință Statele Unite. Nu se știe dacă nu cumva de acolo va veni problema pentru Statele Unite, fiindcă ei au mai lansat câteva rachete în direcția Hawaii-ului, foarte simplu, peste Pacific. Ei bine, acesta va fi liderul care se va crede Dumnezeu pe pământ și va cultiva la apogeu cultul personalității, îl va duce la perfecțiune. Se va crede superior tuturor, nu-i nimeni ca el, bineînțeles, și el a făcut cel mai mult bine, nu doar unui popor, ci întregi umanități, de aceea trebuie să fii nebun să nu-l iubești și să nu te supui. Cei care nu fac asta sunt niște fanatici, religioși, sunt niște stupizi și alte cuvinte pe care le folosesc și acum. Știți, cine nu-i de acord cu ei, ați văzut cum spun? Idioții. Scuzați-mi expresia, așa îi denumesc pe cei care nu-s de acord cu ce vor ei să facă și fac astăzi. Spune că acesta nu va ține cont de dorința femeilor. Versetul 37 din Daniel 11. Nu va ține seamă nici de Dumnezeii părinților săi, de aici se pare că e vorba de Israel,
de poporul Israel și nu va ține seama de Dumnezeul adevărat și de Domnul Iisus Hristos, nici de dorința femeilor. Cum adică nu va ține seama de dorința femeilor? Și am mai explicat asta. Unii au crezut că e dorința de a se mărita. Nu toate femeile au dorința de a se mărita, dar cele care sunt măritate au dorința de a avea copil. Și dorința femeilor este de a avea copil. Știți că sunt multe locuri în Vechiul Testament când venea, de exemplu, Ana înaintea lui Dumnezeu și cerea copii. Și sunt multe alte locuri de felul acesta. Femeile își doresc să aibă copii și acesta va cultiva pe scară largă avortul, cum se și face în zilele noastre, libertate de a se face așa ceva, plus alte metode de a opri creșterea populației, că e o problemă pentru ei și va fi o problemă majoră și în vremea lor. De aceea se spune aici că nu va ține cont de dorința femeilor. S-a întâmplat asta deja? Da, s-a întâmplat în China, unde multă vreme nu aveau voie decât un singur copil să aibă. Dorința femeilor de a avea 2 sau 3 copii nu putea fi luată în seamă. Acum am înțeles că au mai liberalizat. Se numea politica fiului unic. Ai dreptul la un singur copil și problema era că unele femei, dacă aflau că este vorba de fată, se duceau să facă avort și la un moment dat China avea mai mulți băieți decât fete. Voiau să se ducă numele mai departe și au renunțat cumva la această politică, dar nici nu s-a dat drumul total. Va stârni uimire și admirație în toată lumea, probabil în urma unui atentat eșuat asupra lui. Ați fost atenți aici la versetele 3 și 4? Spune așa. Unul din capetele lui părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și unii au zis că a murit și a înviat. Aici nu spune că a murit și a înviat. Avea o rană care putea să-i aducă moartea, dar această rană a fost vindecată. Deci el reușește foarte probabil să facă față unei încercări de atentat. Este pe punctul de a muri, dar se vindecă miraculos. Și au mai fost lideri politici care au rezistat la așa ceva și va stârni admirație. Pentru că toți se vor aștepta să moară și totuși va supraviețui. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine poate lupta cu ea. Așadar, va fi un om care va avea cea mai mare autoritate, dar va stârni și cea mai teribilă persecuție împotriva celor care nu îi se vor supune, atât din poporul evreu, cât și din națiunile lumii. Tot ce a fost persecuție până acum, tot ce a fost inchiziție, tot ce a fost nazism și toate formele acestea cu lagăre de concentrare și tot ce a existat, sunt doar lucruri mici în comparație cu persecuția din vremea lui Anticrist, din a doua jumătate. Mai zic încă o dată, pentru oamenii inconștienți care vor să treacă prin necaz, prin tot necazul, mulți oameni nu știu ce vorbesc. Va fi absolut dramatic. Dacă nu-i va susține Dumnezeu pe oamenii ăștia care se întorc la el în vremea necazului, niciunul cred că n-ar face față metodelor moderne de tortură pe care le va avea Anticristul. Cred că vor primi o putere supranaturală ca să poată să-și dea viața, să ducă până la capăt mărturia acești oameni. Dar nu cred că asta e viitorul preferabil pentru nimeni, ci viitorul este acesta de a fi împreună cu Domnul când El va veni să-și ia biserica. Acest lucru este redat și în Cartea Daniel. Aici în Apocalipsa se spune în versetul 7, prima parte, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și încă o dată, fraților, cine sunt sfinții de aici? În primul rând se referă la poporul evreu. Cu siguranță și la cei care se vor întoarce în timpul necazului, dar nu la biserică, pentru că biserica nu mai apare din capitolul 4 până în capitolul 19 și nu e nimic la întâmplare în Apocalipsa. Totul este lucrătură fină, ca un covor cu multe culori și fiecare fir este pus la locul lui. Este o țesătură fină. Nu este la întâmplare și nu se mai folosește biserica. E clar, o altă categorie de oameni. Însă, în primul rând, se referă la Israel, așa cum citim în capitolul 7 din Cartea Daniel. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Cui face război? Poporul lui Israel. Este un război fizic. Se luptă cu armata evrească și sunt multe astfel de bătălii redate în Scriptură, cea din Valea lui Iosafat, cea de la Armagedon, de la Megiddo. Unde se întâmplă acestea? În Israel. Ierusalimul va fi luat, spune în Cartea Zaharia. Toate aceste lucruri se întâmplă în a doua jumătate a necazului, când el rupe legământul de pace cu Israel. De asemenea, în versetele 26 și 27,
Apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Se termină și cu Anticrist la sfârșit. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se va da poporului sfinților celui preanalt. Poporul sfinților celui preanalt din cartea Daniel era poporul Israel. De ce? Nu că sfinții însemnau oameni cu o conduită total exemplară. Așa ar trebui să fie, dar cuvântul sfânt are și această valoare de separat, de ales. Iar poporul Israel este un popor separat dintre națiuni. Se vede încă din vremea lui Moise. Tu ești un popor deosebit. Dumnezeul tău te-a ales. Este un popor sfânt în sensul acesta. Măcar că ei n-au trăit sfințenia practică, el este un popor deosebit. Iar cei din necaz, cu siguranță, vor fi oameni sfinți pentru că se vor întoarce la Dumnezeu. Poporul sfinților celui preanalt este poporul Israel. Cu acesta face război și acesta primește împărăția. În împărăția de 1000 de ani, ca oameni în trup, ei vor guverna. Noi vom guverna cu Domnul Iisus ca biserica Domnului, ca mireasa Lui, în trupuri slăvite. Dar guvernatorii fizici aflați în trup în timpul împărăției de 1000 de ani vor fi din poporul Israel. Împărăția se va da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Așa se termină istoria Apocalipsei cu împărăția Domnului Iisus. Vorbind tot despre Anticrist, mai avem două lucruri de spus. Mai întâi că va fi un cuceritor care a pornit biruitor de la prima pecete și căruia îi se va îngădui o dominație mondială. Atenție, toate lucrurile acestea el le caută și folosește toate mijloacele înșelării pentru a își impune dominația mondială. Dincolo de asta este mâna lui Dumnezeu care permite. I s-a dat, spune aici. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Îi dă diavolul puterea și autoritatea lui, dar Dumnezeu permite. De ce? Ca o judecată în plus la toate judecățile din necaz. Anticristul în sine este o judecată de la Dumnezeu. Pentru că oamenii astăzi nu se închină lui Dumnezeu, nu-L caută pe adevăratul Mesia, pe Iisus Hristos, de aceea se vor pleca în fața lui. Nu spun oamenii din poporul acesta să fiu eu al celui rău. Ei bine, vor fi ai celui rău. Câți oameni nu spun? Mai ales aici în sudul țării. Toți se dau celui rău. Și alții în alte țări. Cum se înjură și cum se blesteamă cu numele diavolului. Ei bine, va veni cel rău în persoana lui Anticrist. Pentru că ei vor. Este judecata lui Dumnezeu. Se va împlini peste acest pământ. Cum vorbește omul, așa îi se face. Să știți că e multă putere în ceea ce rostim, pentru că Dumnezeu ia seama la cuvintele noastre și Domnul Iisus spune, din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Și în final va fi cel mai mare lider al umanității. Din punct de vedere pământesc, n-a fost niciun lider atât de mare. Dacă e să te gândești, cine a fost cel mai mare lider din toată istoria umanității? Unii vor zice probabil Iulius Cezar, alții Cezar Augustus în Imperiul Roman. Alții vor zice Genghis Khan, care și-a extins cu hoarda lui stăpânirea până în Europa. Fiecare cu cine simpatizează. Alții vor zice Stalin sau cine știe ce alt dictator. Dar acesta va fi liderul fără niciun fel de egal, cel mai mare lider al umanității, care însă va sfârși, va avea o perioadă de glorie foarte scurtă și va sfârși aruncat în abis, în fântâna adâncului. Vă amintiți că am vorbit în capitolul 9 de fântâna adâncului, care va fi deschisă. Ea se deschide să iasă făpturile demonice și se mai deschide încă o dată ca să primească de viu pe acest om, așa cum e scris în capitolul 19 și aici este finalul fericit pentru umanitate, pentru că binele învinge întotdeauna. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos. Amândoi aceștia, adică Anticristul și prorocul mincinos, despre care vom vorbi data viitoare, au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Pur și simplu, direct în abis, direct în iazul de foc. Am să închei cu cele trei versete de avertizare, de la 8 la 10. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Repet, acest moment este foarte bine fixat în timp, la mijlocul celor 7 ani de necaz și din a doua jumătate a acestor 7 ani,
încep toate aceste evenimente pe care le-am relatat. De aceea spune Scriptura aici, este răbdarea și credința sfinților, trebuie să mai aibă răbdare 3 ani și jumătate, majoritatea vor fi uciși în persecuție, dar unii vor supraviețui și vor intra ca oameni în trup în împărăția de 1000 de ani. Nu toți vor fi uciși. Nici din poporul evreu, o treime va scăpa. Este o cantitate destul de mare, având în vedere persecuția teribilă și mijloacele moderne pe care le va avea anticristul de supraveghere a populației. Numai Dumnezeu poate să facă totuși o treime la cifrele de astăzi, aceasta ar însemna peste 2 milioane de evrei, să reziste chiar și persecuției. Și dintre națiuni vor rezista, dar, repet, va fi foarte, foarte greu. Însă aici se spune, aici este răbdarea și credința sfinților. Aveți răbdare, vor putea oamenii să numere zilele, 1260 de zile. Aceasta e pentru ei, dragii mei. Și mai spun încă o dată, cuvintele acestea sunt în mod deosebit pentru acele vremuri și pentru acei oameni. Cum vor ajunge la ei, nu știu, Dumnezeu știe, dar e foarte probabil ca și această înregistrare să fie folosită de către Dumnezeu în timpul necazului, care nu-i foarte îndepărtat, însă mai întâi vine pentru noi Domnul. Vine Domnul după mireasa Lui, este o altă istorie, este o nuntă în cer, Domnul vine să ne ia în casa Tatălui, așa cum a promis. Biserica nu mai apare în Apocalipsa, biserica apare în ceruri și fericirea aceasta care este în ceruri, cel rău o invidiază, o urăște, de aceea hulește numele lui Dumnezeu și pe cei care sunt în cortul lui în ceruri. Noi, dragii mei, trebuie să fim ocupați în fiecare zi cu Domnul Iisus Hristos, cu mirele nostru, să ne îndrăgostim de El, să ne curățăm viețile. Noi suntem biserica Lui și așteptăm întâlnirea noastră cu mirele, fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Mai este o chestiune aici în versetele acestea de avertizare. Se spune despre cei care au fost scriși în cartea vieții mielului încă de la întemerea lumii. Și unii au zis, vedeți, este predestinare. Unii au fost predestinați să fie mântuiți, alții predestinați să fie pierduți. Nu există așa ceva, dragii mei. Ci doar Dumnezeu cunoaște întreaga istorie. Și El cunoștea mai dinainte cine se va întoarce la Dumnezeu, cine va fi împotriva Lui. El cunoaște istoria de la un capăt la altul. Pentru El totul este în prezent. Pentru El nu există timp. El vede totul până la capăt. Și normal că știa și știe cei care vor fi mântuiți, îi știe pe toți, pe nume, are o carte, este simbolic spus o carte, are o formă de a-i înregistra pe toți și se știe mai dinainte. Nu înseamnă asta că tu trebuie să spui eu n-am fost ales sau eu am fost ales, ci trebuie doar să te pocăiești, să crezi în Domnul și să faci parte din Biserica Domnului. Chemare pentru toți, invitație pentru toți, dincolo de asta Dumnezeu știe mai dinainte cei care vor da curs invitației. Din ce cauză? Pentru că El cunoaște viitorul. Pentru că El e singurul care are toată istoria înaintea ochilor, de la început până la sfârșit. Așa trebuie înțeles acest text, nu în sensul predestinării, ci în sensul preștiinței lui Dumnezeu. Iar acum, pentru noi însă sunt aceste cuvinte, cine are urechi, să audă. Noi să auzim glasul Domnului și să înțelegem că suntem foarte aproape de revenirea Domnului Iisus. Despre anticrist este spus de asemenea aici, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie, iar în cartea prorocului Obadia se spune, cum ai făcut, așa ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Asta se potrivește exact lui anticrist, care va sclaviza practic întreaga omenire și el va ajunge să fie pedepsit, cum spune aici, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Și el și împreună cu el toți cei care i-au slujit. Sfinții din textul acesta, am spus, sunt evrei și cei întorși la Dumnezeu în timpul necazului. Sfinții de astăzi trebuie să fim noi. Sfinții de atunci vor fi alții, dar Dumnezeu are niște sfinți și astăzi și sfinții de azi suntem noi. Biserica Domnului este alcătuită din oameni sfinți, puși deoparte ca să trăiască o viață sfântă. Cine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el însuși este curat. Trebuie să fim sfinți pentru că, așa spune cuvântul, fiți sfinți fiindcă eu sunt sfânt. Domnul să ne ajute să fim sfinții de astăzi, să răspândim lumină în vremea de acum, cum cei care se vor întoarce în vremea necazului și Israel
Ei vor răspândi lumina atunci, noi avem responsabilitatea acum și trebuie să o luăm foarte în serios. Timpul e pe sfârșite, lucrurile se întâmplă în jurul nostru. Tot ce vedem astăzi nu este apariția lui Anticrist, ci pregătirea scenei pentru apariția lui. Se fac lucruri la nivel mondial, se testează până unde omul este dispus să-i se ia libertatea, până unde este dispus să protesteze. Toate lucrurile acestea sunt teste, sunt pregătiri pentru venirea lui Anticrist. Lumea întreagă este în fierbere să facă aceste pregătiri. Nu știu dacă noi suntem în fierbere să ne pregătim pentru venirea Domnului. Mă tem că pentru mulți nu este așa și nu avem această urgență de a ne grăbi spre revenirea Domnului. Acesta este sensul din Scriptura al Cuvântului. Așteptând și grăbind, mai degrabă este așteptând și grăbindu-vă spre revenirea Domnului, în sensul de a ne pregăti și de a ne dori venirea Lui. Domnul să ne ajute să înțelegem bine vremurile acestea și să fim și noi în clocot pentru Domnul nostru, să ne punem toată energia, cum oamenii din lume și-o pun pentru pregătirea căii lui Anticrist, noi să ne punem cu mult mai mult pentru pregătirea în vederea venirii Domnului Iisus. El să fie slăvit în veci. Amin.